Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Statul român are o creativitate deosebită când vine vorba de chinui cetățenii, proprii cetățeni. Deci a inventat o nouă metodă prin care cetățenii trebuie să-i demonstreze lui, statului, că ei nu sunt infractori. Adică trebuie să demonstreze, de fapt, nu doar că nu sunt infractori, ci și că nu sunt infractori morți, că sunt cinstiți și sunt și în viață. Luca se încruntă, îți explic imediat. Da, deci, e vorba despre pensionarii români care sunt stabiliți în străinătate. Au rezidență în străinătate și continuă să primească pensii din partea statului român, pentru că aici au contribuit. Aceștia de două ori pe an vor trebui să dea declarații scrise în fața unei autorități legale din țara respectivă, autoritate, primărie, notar, ceva, autoritate legală, prin care să declare pe proprie răspundere că încă n-au murit. Serios? Vorbesc serios? Asta e pe bune? Da, vorbesc foarte serios, mă rog. Nu e... este vorba de așa numitul certificat de viață. Mă gândesc că sunt și alte metode prin care poți să demonstrezi că n-ai. Să-i sufle în ureche. Nu știu, să facă orice altceva. Bun, și până acum exista această obligație, să știți, doar că documentul trebuia trimis doar o dată pe an, dar din toamna asta, de la 1 septembrie, certificatul trebuie să fie semnat la fiecare 6 luni. Deci, cineva pare foarte nerăbdător. Aș zice să scape de... O dată pe an, prea puțin. Hai de două ori pe an, demonstrează. Și asta e valabil pentru toți pensionarii? Toți pensionarii români care au rezidență declarată în străinătate. E, probabil îți dai seama ce de la pidări s-or face dacă s-a ajuns la situația asta. Eu sunt, acum, sigur, sunt convins că există fraude. Nu se poate să nu fie fraude. În orice sistem care implică circulația banilor, există fraude. Știți că e gluma veche, că l-a pus pe bunicul în geam ca să continue să exact. Ia pensie. Bun, dar astea sunt totuși oarecum anecdotice. Odată. Nu știu, n-am auzit de astfel de cazuri în care cu intenție să fie fraudat statul în felul ăsta, adică știi, să moară un bătrân pensionar și familia să-i ascundă cadavru ca să continue să-i încaseze pensia. Eu n-am auzit de asta. Și mi se pare destul de complicat să ascunzi cadavre în lumea de azi, mai ales prin Europa. Dar nu e vorba că ascunzi cadavre. Stai. Cealaltă variantă este că statul român nu află. Dar când moare cineva, sunt niște formalități de îndeplinit. Adică, se emite un certificat oriunde, în Europa, mă refer la Europa, nu știu cum o fi cu pensionarii români rezidenți în Congo, habar n-am cum e în Congo, dar mă refer la Europa, unde probabil că sunt cei mai mulți, sau în America, habar n-am. Se emite un certificat de deces, se fac niște formalități, se emit autorizații de mormântare, de incinerare, se deschide, mă rog, la un moment dat o succesiune, adică sunt niște formalități care implică autoritățile din statul respectiv. Nu moare cineva și îl îngropi în fundul grădinii și continui să iei pensia. Și întrebarea mea e, dar de ce nu vorbește statul român cu statele respective? Adică de ce nu există sistemul ăsta de comunicare în care atunci când se întâmplă ceva de genul ăsta, informația să ajungă la stat? Vă reamintesc că există, a fost nevoie de o lege dată în urmă cu câțiva ani, cred că vreo 4-5 ani, prin care s-a interzis statului, autorităților statului român, instituțiilor publice, să mai ceară cetățenilor copii după documente emise de alte entități ale statului. Că fiecare ghișeist cerea cazier și adeverință de orice în original, de nebunea alergând după ștampile, că instituțiile nu vorbeau între ele. Adică, ce mă deranjează, sigur că trebuie combătută frauda, dar mă scoate din sărite atitudinea asta. Toți sunteți potențiali infractori. Statul român ne consideră pe toți potențiali infractori. Suntem mereu gata să furăm statul și trebuie noi să demonstrăm statului că n-am furat. Nu invers. Săraci oamenii ăștia sunt bătrâni foarte greu transportabili totuși. Nu se mai deplasează așa ușor. Sunt oameni în vârstă care nu locuiesc neapărat în zone în care au acces la consulate. Trebuie să-i urce mașini, să-i ducă de două ori pe an, să dea declarații, să semneze, să nu știu, ca să demonstreze că n-au murit încă. Dar nu mai bine vorbiți voi, că aveți o mulțime de oameni angajați în statul român. Sunt instituții plătite cu bani buni, aveți sporuri. Mai luați un spor de stres și verificați dacă totuși în țările respective mai mor cetățenii români. Lucrurile astea se mai și comunică, nu? Adică, serios, nu vi se pare
E ciudat. Da. Bun, combatem frauda, dar cum combatem frauda? Practic, punem oamenii să demonstreze ei că sunt cinstiți. Nu este cu susul în jos? Nu știu, mi se pare mie ciudat? Da, uite, ne scrie Dana și spune că nu e un caz singular. Acest lucru, spunea, se întâmplă în Europa. Cunoaște pe cineva din Franța care stă în România de 25 de ani și această persoană pleacă la consulat la Suceava să-i demonstreze statului francez că el trăiește. Dacă nu se duce acolo, îi se blochează pensia și îi se deblochează atunci când demonstrează că e în viață. Foarte bine, uite. Deci pare că e o procedură... Cetățeni europeni și avem drepturi și cred că lucrurile astea ar trebui totuși să fie schimbate. Da, da. Nu? Da, nu, sună ca naiba. Mai ales pentru, cum spuneai, adică am și un prieten, de exemplu, mai că să trăiește în Sicilia, la Campania. Zăsa se ducă tu, cetățean român, la oraș. Tu nu ești pensionar, încă. Dar mi-aș dori. Ți-ai dori, da. Cumva. Dar ce ar fi să te cheme statul român de două ori pe an să dai declarație în fața unui notar că n-ai furat nimic de la stat? Da. Să te cheme, că ți-ai plătit toate taxele și să dai declarație pe propriu răspundere. N-am. Uite așa, să fie. Corect. Nu? Da. George, tu ce zici? De, eu mă duc, eu sunt foarte corect. Eu mă duc. Tu ar trebui să te duci la Iași? Sau la Galați, unde te-ai născut? Că aici e... Că hai, dacă e la tine în oraș, mai treacă, meargă. Dacă trebuie să te mai duci și până, uite, cum zicea doamna de cetățeanul ăsta care trebuie să meargă până la Suceava. Știi unde poate fi aplicat asta? La amenzi de circulație. Dacă e o amendă de circulație în Europa, acum îți vine și în România. Așa. Pentru că oamenii comunică între ei, nu? Uh-huh. E, cum ar fi ca statul român din când în când să-și ceară să te duci să dai declarație că n-ai luat nicio amendă în străinătate în ultimele 6 luni? Uite așa. Ca să demonstrezi că îți asumi că ești cinstit și n-ai încălcat regulile. Bine, de ce trebuie tu să faci asta? Bine, înțeleg că e o procedură, dacă, după exemplul dat de Luca, înțeleg că e o procedură standard la nivel european. Nu, nu, știu, nu înțeleg știm, de ce. Nu știm încă. Știm, da, cum e și în cazul Franței, așa. Faptul că se întâmplă și la alții nu înseamnă că e bine. Chestia asta cu de două ori pe an, mi se pare, adică, după aia ce o să facă? Lunar, adică? Sau cum? Păi, practic, să facă? Da, de fiecare dată când vine poștașul, trebuie să-i demonstrezi cu banii, da, că trebuie să... Și cum se aleg intervalele astea? Deci înainte era o dată pe an. Bine, hai, odată pe an. Cineva a venit și a zis, băi, nu e prea rar, hai să facem mai des. Cât de des? De două ori pe an. Bine, dar de ce nu de 5 ori pe an? Și stai, dar de ce nu lunar? Care, cum ajung ei la concluzia de două ori pe an? Aici, până la urmă, e vorba de niște hârtii. E foarte greu și pentru stat în sine, chiar dacă are foarte mulți angajați, să verifice chestia asta. Uh-huh. Gândește-te la un val de câteva sute sau mii, nu? Sau zeci de mii. Uh-huh. Deci, cred că e vorba de mii. De hârtii care vin către o instituție în la fiecare 6 luni. Se îndosariază, da, se deschid, undeva, se verifică, pentru că nu cred că e totul computerizat. Foarte multe mesaje pe tema asta. Bogdan ne scrie că mama lui locuiește la Madrid și o costă în jur de 150 de euro declarațiile astea anuale de până acum. Nici măcar la ambasadă nu este gratis. Încă nu știm cum se retrimite către casa de pensii, dacă e valabil pe mail. Uite, poftim. Ne scrie el. O doamnă care este notar spune că îi se pare o idee bună. Am întrebat-o de ce. Chiar așa, doamnă, de ce? Da. Așa. Statul român, așa. Statul român e incompetent, scrie. N-am timp nici să le citesc, sunt atât de multe mesaje. Mai... Da. Încă o dată, eu nu susțin că dețin aici adevărul absolut. Mi se pare... Totuși, bizar să-i consider pe toți infractori. Nu poate fi găsită un pic altă cale prin care oamenii aceștia să demonstreze că își merită pensia în continuare? Mai ales că unii sunt văzuți ca sărași și cinstiți. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.